G2A, jocuri ieftine. Bleh! Bătrânul McDonald avea o fermă. Ia, ia! O... Și la fermă avea un Carlos închis undeva unde sunt niște grătii. Bă, nu mai încerca, mă, să scap, că nu ai cum, Eu fac Carlos. acțiuni. Fac Văd! acțiuni. Ușor, Aia bă, sunt politic. Ceau. culturistule! Pa, Uită-te la pa, el cum face, pa, un rând de pa, aplauze. pa, pa, pa. Carlos va avea mușchi mai mari decât... Dorian Popa. Exact, Dorian Popa, mușchii lui, nimica toată pe lângă mușchii lui Carlos după Și tracțiunile acum vin, astea. pa, Ți-am pa, luat un pa. cadou, Carlos. Și Băi, dacă nu te mă la lua la cadou. bătaie, Carlos, că sunt literalmente indestructibil când ți-o-i trage un cadou de ăsta în cap. Tu. Băi, stai, rămâi acolo să-l arunc la tine, stai. Ia vino tu să-ți dau cu Băi, cadou. lasă chiatra jos! Ui, am reușit să arunc ăsta, de fapt. Băi, dar ia fă-te tu util, milogește-te de like-uri și sparge lacătul ăla cu piatra, ok? Nu Și uitați să bine... lăsați 10.000 de like-uri ca să-l învăț pe Pink să facă și el tracțiuni, ca să facă Da, mușchi. trebuie și tu să fie putere și chestii de genul și deburi și chestii, da. Habar n-am. Sparge, Carlos, aia. Și bine ați revenit, desigur, la un nou La minut de sport. episod de Human Fall Flat. Cântam despre o fermă la început, pentru că harta asta e ceva cu fermă și, practic, Carlos, îți trebuie, uite așa, bă, skill să apuci, să ai îndemânare, mă, înțelegi? Dar stres skill să știi să alergi. Bă, adevărat, eu uneori nu înțeleg cum faci tu și zici că A și că D și că mie nu mergi, mă înțelegi, că eu nu practic, nu. Bă, stai Uite așa, așa. acolo trebuie să intrăm sau... Avem multe locuri, te văd, nu mai țopăi ca epurele de Paște, ok? Stai că nu știu dacă trebuie să mergem pe acolo, că avem o grămadă de locuri în care putem să mergem. Auzi și tu, păsările, Carlos. Da, ca la păsările țară, astea, aer liber. exact, aer liber, vaci, porci, etc. Ui, Munte de fapt, să-ți dacă, dea du, capul cu dacă, cornul frunte. uite, ziceai că, zici, uite-te la mine, du, cu o mână o ridic, ziceai că nu am mușchi, uite-te Ia la de mine cu. cum ridic un întreg dulap cu o singură mână, am vrut să deschid un sertar și am sfârșit prin a lua toată chestia aia cu mine. Stai că văd aici ceva, dar nu știu dacă putem să intrăm, cel mai probabil va trebui să intrăm pe, acolo, pe la intrare, ca niște oameni normali. Îl târ după mine ca pe un sac de cartofi. Ce vrei să insinuezi? Că sacii de cartofi sunt ușori sau cum? Băi! Pentru un musculos ca mine, da. Adevărat. Nimeni nu se poate pune cu mușchii tăi, bă, Carlos. Da, stai Normal. așa că... Deci, chiar vreau să explorez puțin pe aici, pentru că mi-e să nu ratăm ceva foarte mișto. Nu știu care e faza cu țarcul ăsta aici și... Eu fântână, Carlos, hai să mergem să bem apă din fântână. E o nicovală undeva sus. Și gen, cred că trebuie, stai așa, cred că trebuie să... Oh, cred că trebuie să luăm lemnul ăsta de aici ca Nicovala să spargă lemnele alea și practic apoi easy gameplay. Bă, eu nu știu Ui, am ce avut faci tu, dar dreptate eu am în... intrat înăuntru. Băi, nu o lua înainte, Carlos, am descoperit secrete! Păi am deschis ușa atât. Păi, Carlos, vino că eu... Doi. Bă, intru în cea mai șmecheră chestie văzută de omenire! Oh my god! Carlos... Da. Vino aici și a să vezi fântâna, Carlos. Știi ce se află în fântâni? Nimic. Cum? Apă, Carlos. De unde crezi că beau înainte oamenii apă? Crezi că venea îmbuteliată? Răspunsul este... De cele Am mai rămas multe ori, blocat, nu. blocat. Te-ai blocat, mă? What? E Ești ok, tragere. gen... Încerc să tot trag, dar apuc. E blocată, mă, frate, în asta, în cum îi zicem? În lemnele astea stupide de Atent, acelea, nu? atent. Oh-oh. Carlos, dintr-o Am dată, intrat înăuntru. au tăcut păsărelele, Vino. Carlos, și mi-e teamă. Ce Dumnezeule mare facem aici? Pua. What the fuck? Ușor, bă, Dorian Popa! Oh my god, lor! Uite ce speedrunner e Carlos! Știi ce, Mai mă, adun facem încă una. ia mai muncește și tu, bă, că eu până acum numai eu a trebuit să... Hai că țin eu asta Piatră. deschisă și mai adu-tu o piatră. Ok, stai așa că sunt o grămadă de cărămizi. Ok, oameni buni, nici măcar nu glumesc. Am văzut fântâna și am văzut că putem să intrăm în ea. Dar există o mică problemă legată de faptul că tu ai zis că ai deschis o ușă afară, nu? Oare nu cumva trebuia să mergem acolo prima dată sau ceva? Noi unde am intrat aici? Ne-am infiltrat? Și tu ai observat că s-a schimbat ambianța, gen sunetul de ambianță când am intrat aici? Băi, e o scară acolo și uite, vezi? Și e una și aici. E ceva E interesant acolo? ceva rău. Butonuri?
Apasă butoanele cronk și prin cronk. Uite, se deschide. S-a deschis. Ia și ăsta ce face? Ui, și am ajuns undeva în spate, dude. Bă, dar eu nu cred că trebuia să ajungem aici. Mai bine veneam acolo. Uite, Carlos, motostivuitoare! Eu, hai să le conducem iar amândoi cum am făcut atunci eu la volantul ăla. Dude, pe bune că sunt tot de alea de două persoane, pentru că gen sunt cam mari, vezi? Ok, eu apăs butonul. Hai. Carlos, stai, avem nevoie, am nevoie de thumbnail, Carlos, stai. Stai, perfect, nu, lasă aia mai jos, lasă un pic mai jos. Hai. Perfect. Atât. Să mă urc eu pe ea. Nu, stai, rămâi aici, bă, că ne trebuie thumbnail, uite. Nu, trebuie să stai în partea asta, gen unde stăteai tu, ca să te vezi din unghiul ăsta. Stai, dar nu, bă, întoarce roțile la loc, că nu mai e bune poziționarea, e nașpa. În cealaltă parte. Gen învârte de... Așa, perfect. Mamă, frate, deci facem poză acușa. Și cu mâna pe o manetă. Exact, perfect. Print screen, gata, perfect. Băi, punem pe OLX poza asta și vindem moto-excavatorul ăsta în 2, 3, timp și 3 mișcări. Bă, cât e glumă e panorama, dar nu știu exact ce facem cu ăla. Vino încoace că am găsit ceva, Carlos. Haide. Am găsit un sharpie ăsta energetic. Wow, sharp energetic, dude? Adică asta sună a ceva... Eu conduc singur, ia uite. Poți să vii cu ea încoace, că eu am luat sharpie energetic. Sună a ceva ce ar povesti la televizor, știi? Legat un de... Un om a găsit un șerpi energetic. Nu, e vorba... Nu, vine unul și zice că el simte șerpii energetici astrali ai pământului și că în momentul ăsta sunt foarte mulți împotriva a... Inserează persoană foarte importantă din politica României aici. Și gen... Pe bune, tu n-ai vedea... uite încă un șerpi energetic. Că eu vin cu mașina. Vino, boss, că eu acum adun toți șărpălăii existenți aici și practic trece încoace Anaconda. Bă, uite cât de departe putem să ajungem. Uite ce e acolo. Bă, dar e greu, mă, să car doi șerpi odată, că sunt grei. Merge-ți odată, fiar să fie de boa constrictorii. De vipere cu corn. Carlos, se blochează șerpii ăștia. Ai luat aia, mă? Unde ai venit cu ea? Te văd. Vii cu ea aici, dar gen, o să fiu sincer cu tine, nu știu dacă... Bă, dar hai înapoi, că vreau să luăm... Trebuie să luăm saltelele, bă. Mă, tu ești sigur că... Bă, uite-te la astea de aici, galbene. Oare nu trebuie să luăm astea? Dar nu putem să intrăm la ele cu motostivuitorul, de fapt. Păi și eu cu șerpii ce fac, mă? Nu-i mai car? Lasă șerpi, hai întâi cu mașina. Păi băie, o să ne trebuiască... Ok, deci vrei să apăs... Bine, bă, deci vrei să dau cu spatele, da? Hai. Ok. Dă-i. Pip. Așa, dă-i. O întoarcem bine. Păi și după aia unde vrei, mă, să... Auzi, mă, oare putem să... nu, poarta se dă... Bă, stai, mă, așa, bă, că... noi ne luăm țeapă. Trebuie să deschidem poarta asta de aici, vezi? Problema e că... Nu știu exact... Bă, se deschide... Oh my god, asta e super simplu, Carlos! Ne trebuie șerpii aici și mă înțelegi? Pentru că gen asta e prea greu de dat cu mâna. Chiar nu cred că ne trebuie motostivuitorul ăsta. Ba, da, hai că am luat și eu de un capăt. Ia, păi, dă-i drum. Păi ne plimbăm, bă, cu ei, dar nu că te ajut, Păi dacă, bă, dar stai că avem o problemă. Noi, gen, dacă punem aici ăsta, adică după aia la ce-l conectă? Wait, trebuie sus și jos conectați? Da. Ok. Am crezut că gen trebuie... Ok. Stai că eu l-am luat prost pe a meu și nu pot să-l bag. Stai că e cam pleoștit capătul ăsta de șarpe energetic al meu. Nu vrea. Ui, pe bune? Cred că alea sunt numai ca să indice că gen acolo trebuie să bagi anumita culoare care... Păi și stai, mă! Dar ce trebuie să facem cu saltelele astea? Bă, cred că nimic, cred că sunt doar puse acolo. Ia hai după mine aici, că noi aici n-am fost. Ia uite, e ceva. Uite, e un buton roșu, Carlos. Îl vezi? E o manetă. Auzi, mă, dar tu ai văzut că...
Bă, sunt atât de confuz. Ia, apasă maneta. Trage maneta, cronk. Yeee, s-am apucat să zic chestia asta. Wait. Bă, noi cred că trebuie să luăm toate butoaiele alea de fân. A, nu-s bă, bucă, e fân. Știi ce sunt, mă? Nu știu dacă e fân neapărat. S-ar putea să fie... Deci... Sunt un fel de butoaie de plastic care au un fel de schelet de metal. Una, două, trei, patru, cinci. Dacă dar ăsta pare să fie fân. Da. Păi și ce facem cu fânul? Avem vaci pe undeva, bă, să dăm de mâncare la vaci, fân, dacă vacile mănâncă fân. Vân, fân, vân, fân, 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 vân, fân, vân, fân, fân, fân. Era o melodie, dar probabil ritmul nu era așa, ritmul ăsta e de fapt de la altă melodie. Ok, bă, ți-am adus aici. Bă, tu realizezi că mai sunt o grămadă de astea de fân acolo undeva, nu? Bă, dar ia vină tu cu mine că... Bă, deci în primul rând erau două butoane când ai apăsat tu și am urcat aici sus, nu? Le-ai apăsat pe amândouă? Nu. Uite, sunt două. Ajutor. Ajută-mă că m-am blocat. Păi de ce te-ai blocat? Stai că eu cobor aici, că am mai realizat ceva, mă, Carlos. E ceva aici. E ceva aici, gen. Avem alte butoane aici. Și nu știu exact ce fac. Ajută-mă că mi-a bucuit mașina. Ui, ce-a coborât aici? S-a auzit o scârțâitură. Băi, nu știu, bă, Carlos, deci ești pe cum propriu acolo pentru că eu sunt pe cale să descoper ce nici măcar Cristofor Columb n-a descoperit. Dacă nu mă ajută orice 4. Băi, stai, mă, că harta asta e atât de mare încât... Încât trebuie să explorezi multe chestii și tu știi ce vrei? Vrei ajutor cu ceva probabil, cel mai probabil inutil. Păi, am intrat undeva înăuntru, Carlos. Vreau să te conduc. Bă, tu aici intrai pe poartă. Eu am ajuns unde ai deschis tu poarta. Și sunt foarte multe de astea de fân și sunt o grămadă de chestii aici. Bă, am sărit eu gardul, m-am urcat pe ăla de electricitate și aici unde trebuie să trecem noi este o fermă cu o mașină de aia și cu foarte mulți baloți care trebuie să-i cărăm. Și crezi că au vreo legătură baloții ăștia? Mamă, uite-l cum îl car! Dude, sunt super ultra mega puternic, dude. Deci Dorian Popa n-are nimic. Și acum să mă bălângăni. Și eu, ca să sar și eu gardul. Frate, aveam clicul apăsat, ai văzut că nu s-a prins? Te văd, îți văd capul acolo. Frate, prinde-te cu mâna! Ce joc stupid! Stai că vin eu să te iau, pun mașina acolo și te iau. Ok, am nu e problemă. Încă o dată, încă o bălângănire și sunt sus. Gata, m-am urcat și eu. Ok, so... ce faci acum cu mașina asta gigantic aici? Nu știu, mă plimb cu ea. Oh. Eu m-am apucat de roată ca să mă învârtă. Oh, doamne, m-a luat ciudat. Băi, mergi mă și tu cu fața, nu vezi că bipă e. Hai că... Hai să o întorc. Deci în vârstul de volan sau... Eu în vârf de volan. Ok, deci eu apăs pe... Ok, dar dăm. Dă-i la maxim. Îi dăm, ia uite-o. La maxim, ia, dă-i. E maxim, nu merge mai mult de atât, nu vezi? Ia, dă-te, bă, că nu e la maxim. Băi, dacă ia, dă-mi coace, că trag cu ambele mâini. Băi, acum e la maxim. Băi, e o casă care arde acolo, vezi? Hai la ea. Hai, dă-i. Băi, vezi că... Oh my god! Carlos, ai lovit chestia asta mare din plin! Dă-i cu spate. Nu, că merge și așa, lasă că merge și așa. Oh my god! Wait, casa aia de acolo care arde ceva în ea, de fapt, e blocată de ceva. Ai încercat să intri în casă, mă, să vezi dacă e ceva? Nu. A, nu te-ai jucat numai cu mașinița, am înțeles. Frână. Stai, Carlos, stai. Ui, saving din nou. Gameplay, nici măcar nu e nevoie să... Se aude niște electricitate aici și așa, și toată lumea știe că electricitatea scoate sunete. Ia, e un topor, Carlos, e un topor, nu ciocan. Am apăsat butonul. Pac. Stai să apăs și celălalt buton. Pac. Mamă, s-a deschis. Ce-i acelea, mă? E un alt buton. Bă, nu mai strica, bă, morișca omului. Dă-te să-i spar monitorul. Stai că i-am apăsat butonul. Bă, lasă-i, bă, monitorul, poate.
Dacă e de la scump de 144 de herți. Oh my god, așa. Lord. Oamenii buni, nu lăsați pe Carlos lângă monitoarele voastre. Aparent urăște monitoarele de 144 de herți. Ia că-ți dau știe în cap. A, da, vrei să scot bila lui Dumnezeu de aici din colț, bă, Carlos, nici măcar nu știu ce se întâmplă. Sunt confuz. Da, hai să luăm ăsta cu noi și să-l băgăm în remorcă. Dar de ce vrei să iei toporul să-l bagi în remorcă? Mai sunt chestii mai aici. Mai e ca un fel de seră sau ceva. Sigur că noi nu trebuie să aducem ceva după acolo? Sunt destul de sigur că, gen, harta asta... Nu e tocmai de ajuns neapărat undeva, e mai mult de făcut chestii nenecesare neapărat ca să ajungi undeva. Adică e probabil ceva gen, oh, trebuie să faci foarte multe chestii. Adu toporul încoace, hey. Carlos, acum am realizat. Vino încoace că-ți scoate ma de acilea ușa din... Bă, mai știi unde era casa cu foc? Nu. Casa cu foc în stânga de tot e ceva... Bă, e ceva aici. E un fel de ceas care ți arată ceva și e un cablu. Și e unul acolo. Sau probabil trebuie să facem ceva. Bă, da, mă, unde ești, mă? N-ai mai ieșit din casa aia? Mm-mm. Păi de ce? Ai rămas acolo la monitorul de gaming? Wow, dude. Eu bă, nu las eu... mașina asta. Bă, păi e saving, că mă tot duc eu pe aici pe acolo să descoper chestii, Carlos. E un buton acolo și o ușă. Eu nu pot să-mi urc toporul în mașină. Mamă, ce acolo? Ok, bănuiesc că am putea să ajungem aici cumva într-un fel. Unde ești, mă, cu mașina? Toporul meu? Carlos, toporul, adu-lă, bă, să spargem acolo. Oh my god. Unde e toporul? Hai că știu cum să-l iau. Uite-te, uite-te la ăsta, ăsta se joacă cu mașinița. Unde e, mă, toporul? Pun topor aici. Și mă urc în mașină și din mașină îl iau aici. De ce? Vreau să urc topor. Ia-l tu. Ok, dă-l încoace. Ia nu, drumul. Te urci în mașină cu mine. Mă urc în mașină, da. Ia. Cum vei? What? Stai, ce face butonul ăla? Stai, mă. Să las asta în jos. Păi, mă, dacă mi-ai dat drumul, cum vrei să-l pun? Eu ți-am dat. Nu mă ții de mână! Nu-ți dă drumul. Wait, stai, cred că te agățasem eu de fapt pe tine. Hai să urci cu mie mașina. Wow, chestia asta chiar a funcționat. Uite, în sfârșit a trebuit să fur toporul de la tine ca să ajung cu el unde trebuie. Firar să fie de nemernic. Dar totuși o să ți-l aduc înapoi pentru că am terminat cu el. Carlos! Nu o să-ți vină să crezi ce am găsit. Nu știu ce face butonul ăla, dar l-am apăsat. Vrei să vezi o mașină care găsit merge cu lumina. Un om în remorcă. Ce? Să vezi o mașină care merge cu un om în remorcă. Adică care nu e la volan. Oh, Lord. Oh, ăla ești tu. Mă bucur că te distrezi având în vedere că eu am luat acilea o chestie cu foc foarte periculoasă. Oare o să dau foc la chestiile astea? Ești gata? Să ce? Să mă vezi. Da, te văd. Mă lași să mă chinui singur cu asta, cu foc, acili, Carlos. Stai că nu vrea să-i dea în față. Oare trebuie să o duc aici sau poate să lovesc sticla sau gheața poate de dincolo cu asta? Asta nu are vreo logică. Păsea că vin. Da, mamă ce mă păzesc, Carlos. Vai, ai grijă. Unde Dumnezeule mare duce asta cu foc de aici, dude? Sunt mai confuz decât prevede legea. Sunt mai confuz decât maximul de confuzionare permis de lege. Da, văd, ești foarte încet și complet inutil. Bă, am luat asta cu foc, ajută-mă să-mi dau seama ce... Stai că vin cu ea, vin cu mașina la tine să te ajut. Oh, ok. Ok. Carlos, vino puțin aici, am nevoie de un pic de ajutor. Acu. Cu mașina să știi că vin. Vino pe jos, tu trebuie să stai pe un buton. Urc mașina pe buton. Carlos? Da? M-am prins într-o poartă, Carlos, ajutor!
Noroc cu tu, acum. Ca... în... dreapta, în colț! Dreapta, în colț, Carlos! Eh, poate pot să mă scot de aici, cumva... Oh! Oh my god, come on! Carlos! Apasă butonul! Ajutor! Stai să o privăm. Gata. Băi, știi ce? Actually... Gata. Nici n-am avut nevoie... Ui, ai apăsat butonul? Da. Ok. Place cum am venit în ajutor cu mașina? Ai fost incredibil de util, fix în momentul în care a trebuit. Sigur, poți să pleci, du-te, distrează-te. Nu e ca și cum eu o să termin harta asta de unul singur. Bă, tu realizezi că asta e harta de două persoane ca idee, deci am nevoie de ajutorul tău, nu? Poți să calci cu mașina butonul? Mă, frate, pe aici trebuie să vii, pe unde sunt eu. Păi dă și mașina mea. Păi și mașina ta, la revedere, pa, mă înțelegi? La revedere, pa. Bă, știu eu ce. Oh my god, asta e super aiurea de făcut, pe bune. Ok, stai așa, nu te uita, nu te uita, și acum dă-i! Ok, bă, gata, gameplay. Ia zi, Carlos. Încăpea transporterul ăla mic pe aici, pe la tine, și mi-aduc transporterul. 100% încape transporterul, Carlos, adică da, nu e ca și cum... Nu e ca și cum eu deja am trecut de vreo alte 2-3 obstacole pentru că sunt gameplayer profesional. Ce, vă credeți, șmechere, Nu sunteți, ok? Oh my god, stai că trebuie să mai car ăsta. Pentru că aparent e foarte mult de spart. Ce e cu sunetul ăsta, dude? Deci, Carlos, tu nu auzi, dar e un sunet foarte spiritual și... Păi, acum nu mai e. Carlos, avem o problemă. M-am blocat aici așa și nu pot să-mi scot toporul și dintr-un motiv sau altul trebuie să mă întorc. Frate... Așa. Bă, eu nu pot să vin acolo la tine, mă duc să mă plimb cu mașina. Oh my god. Așa, cred că va trebui să vin aici, mamă, ce... Frate, harta asta e atât de mare încât îmi rupe frame-urile. Trebuie să vin aici cu o piatră. Și cred că am văzut o piatră în spate, dacă nu mă înșel. Adică sper să fie, pentru că dacă nu am o piatră, nu pot să trec mai departe. Știi acolo. Știi că dacă mie îmi scapă mașina, dacă cad din mașină și îmi scapă, eu dau leave. Bă, în momentul ăsta tu realizezi că poți să dai leave pentru că m-ai lăsat de unul. Piatra asta e mult prea grea, what? Ok, am nevoie de o piatră mai ușoară. Așa, ce spuneam? Da, dacă dai leave, gen... Eu oricum sunt mult în față de tine și jur că cred că aș putea să... Termin harta asta și singur, deși nu sunt sigur. Dar, uite, dacă erai și tu luam piatra asta și o duceam da, acolo. Și tu, oh my... Duceam și acolo. Dude, da, nu poți să pui mașina pe buton? Nu. No. Și ok, bun, oricum numai unul dintre noi putea să treacă, realizezi, nu? Nu. Păi cum nu? Oh my god, o nu să știu ce... transportorul, să intru cu transportorul peste tine. Intră, da, apasă-ți butonul și intră cumva, pentru că altfel nu-mi dau seama. Și din nou, dacă eu țineam butonul, intrai tu, dacă tu țineai butonul, intram eu, dar gen, nu putem să intrăm amândoi, nu? Mi s-a bugui mașina. Aha, te-ai distrat suficient cu ea, Carlos, gata, jocul ăsta a decis că... Gata, cum merge. Firar să fie. Și o să ne revedem pe data viitoare când probabil mașina vom trece. Mașina mea este foarte bună. Uai, ai zis că s-a reparat, ai zis că totul e ok. Acum, dintr-o dată... Ce? Este foarte bună. Ok, e bine, o să te cred pe cuvânt. Ce e acolo jos? Oh, am... Hai să vedem ce e acolo jos, sincer. Oh, Carlos, am venit înapoi la tine. Carlos, uite-mă! Hello! No.